Facem astăzi brânză de vacă acasă. O să avem nevoie de 3 litri de lapte, jumate de lămâie stoarsă și cam 5 linguri de oțet. După ce termină brânza, o să vă arăt și o rețetă de cremă de lapte care se folosește la toate dulciurile arbești. Pentru dulciurile arbești o să avem nevoie de câteva linguri de 4 linguri de amidon și 1 litru de lapte. Acum punem laptele la fiert. Pregătim și o sită, un teflon. Oțetul o să-l punem înainte să fiarbă, deci nu așteptăm să fiarbă, când e foarte, foarte fierbinte. Înainte să fiarbă, o să punem oțetul și lămâia. Este destul de cald, o să punem lămâia, oțetul și așteptăm. Învârtim încet. Învârtim încet. Începe să formeze. Încep să pun în strecurător. Lăsăm să se scurgă. Este gata brânza noastră, se poate consuma așa sau la brânzoaice, la diferite prăjituri. Eu astăzi o să fac altceva din ea. O să vă fac milk creme sau ashta, care se folosește la toate, cam aproape la toate prăjiturile arabești. Și o să vedeți cum se face. La 1 litru de lapte pun 4 linguri de amidon la rece și amestec. Amestec bine, apoi pun caragaz și las să fiarbă și le amestec în continuu. Mișcăm în continuu. Suntem atenți să nu se prindă de oală, să nu se schimbă gustul. Când începe să fiarbă, dăm focul mai mic. Deci criteriul este ca și la o cremă. A început să se îngroașe. Deci când a devenit în stadiul acesta, acum punem brânza. Așa trebuie să arate. Încercăm să zdrobim brânza cât de cât și mai lăsăm pe foc 2-3 minute să se mai îngroașe puțin. Încercăm să zdrobim brânza. Oricum, pornim să facem cu mixerul după ce se răcește puțin. Minute. Așa trebuie să arate. Acum o să-l pun la răcit câteva minute și pe urmă îl fac cu mixerul. La răcit cam 5 minute. Acum o să dau la rece cam 3-4 ore și se poate folosi. Lăsăm un pic să răcească și pe urmă acoperim cu ceva, chiar la suprafață, și lăsăm să sfărăcească bine. Aceasta este rețeta noastră de milt crem și de brânză. Și arată după 3 ore cum se poate folosi la orice dulciuri vrem, la dulciuri orientale. Sau pur și simplu se mănâncă așa, cu puțin sirop de zahăr peste el și cu fistic sau așa doar ca cremă. Mulțumesc pentru vizionare, la revedere!